Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp. Invitatul nostru de astăzi este domnul Sorin Crai, consilier local în cadrul Consiliului Local Hațeg și în același timp potențial candidat pentru fotoliul de primar al orașului Hațeg. Îmi spuneați înainte de publicitate, v-am întrerupt brusc pentru că astea sunt regulile, n-aș vrea să înțeleagă cineva că nu-mi convenea ce spuneați, așa că o să reluăm exact de unde ne-am oprit. Deci îmi spuneați niște chestii pe care eu v-am spus că mi-e greu să le cred. Și chiar mi-e greu să le cred, adică suntem în 2020, la 30 de ani de la Revoluție și la... Nu ar trebui să întâmple aceste lucruri, dar din păcate este adevărat. Cum nu să te salute cineva pe stradă și să nu stea cu dumneata, că nu înțeleg cum se uite stânga, dreapta, nu cumva să fie văzut. Că nu. Ce? Știți, această problemă au avut-o în general în Hațeg cei doi primari. Tot timpul, pe timpul campaniei și când a apărut alt candidat, aceeași problemă. Nu cumva cineva să câștige. Ei trebuie să câștige în continuare. Bun, la Hațeg, spre uimirea mea, nu mai candidează actualul primar. A fost desemnat alt candidat. Dar amenințările continuă. Mă rog, actualul candidat e susținut de actualul primar, da, ca să dar spun așa. Dar actualul primar, vă spun deschis, continuă vis-a-vis de unele persoane. Noi am avut amenințări chiar în ședință de Consiliu, inclusiv eu. Cum de domnul Sorin, deci vreau să faceți niște afirmații mi se pară grave în momentul ăsta și vreau să vă întreb dacă le puteți susține, adică dacă aveți probe. Dacă le discut, le și susțin. Deci, domnul Sorin, eu personal susțin ceea ce spun. Bun. Organizația PSD Hațeg, așa, după acea ședință, care nu ședință? Pot să o uit, ce din ședință? Ianuarie, din ianuarie. Deci anul acesta. Cu da, 8 luni. Da, da, da. Ia cu 8 nu, luni. Nu vechi, nu vechi. Păi sunt destul de vechi. Candidatura mea se știa că sunt propus, s-au făcut diferite sondaje. Așa. Așa. Ei, spre uimirea mea, am avut parte de un mic scandal în plină ședință de Consiliu. Bun, astea sunt chestii frecvente. Da, dar înțeleg până la o anumită limită. Când afirmi unele lucruri, cum a afirmat domnul primar, dacă nu vă ce vedeți... Ce a afirmat, domnule, că deja Două secunde. Ședința asta de Consiliu, de regulă, primările de orașe le înregistrează video sau audio măcar. La dumneavoastră, la Hațeg, se înregistrează ședința. Normal. Cum se înregistrează? Și audio și video. Păi dacă e video, e și audio, clar. Deci ea ar trebui să existe înregistrarea acestei ședințe, trebuie să existe undeva în arhiva primăriei, nu? Probabil există. Noi. Probabil, trebuie să existe. Păi eu vă și mai spun, sunt și procesele eu vă spun de ce spun probabil, domnul. Mai sunt procesele organizația PSD Hațeg. Așa. A făcut o cerere către primărie, da, să ni se pună la dispoziție înregistrarea video și procesul verbal al ședinței în curs. Al ședinței care a fost. Care a fost atunci. Așa. Deci în curs, da, că despre ședința respectivă vorbim, așa, nu? Așa. Și? Am primit doar procesul verbal. Apoi, până o fi înregistrat video. Sau n-au vrut să... Bun, dar nicio problemă. Nicio problemă. Am eu o înregistrare audio. Aveți înregistrare audio? De unde? Deci, spre uimirea mea, ce scrie în procesul verbal... prea puțin. Nu, ce se aude înregistrarea adică audio. Procesul verbal diferă de înregistrarea audio. Da, în mare parte, da. Da, în mare parte. Uitați-ne și nouă înregistrarea audio, aveți? Probabil, dacă o aveți sau nu mai aveți? Mă invitați în alte emisiuni, asta ce o e? Am. Domnul Fiar, v-am spus, nu fac anumite afirmații care nu le pot demonstra. Da, dați-i nouă sau... Nu v-am spus, acum, dacă nu? Mai avem ocazia sau să mai mă invitați, că vă mai invităm la emisiune. Probabil discutăm mai mult și pe această temă. Vă spun că o am. Ah, ok. Bun, și ce se aude? Am inclusiv procesul verbal al ședinței respective. Deci, nu discut dacă nu am probe, să ne înțelegem. Și ce se aude în înregistrarea, domnule Crai? Că păi, amenințările care au fost făcute. Că ce? Voi... Dacă nu vă potoliți... Cine se potulească? Consilierii PSD, desigur. Așa?
Da, trebuia să vă spun mai întâi, Hațegul, Consiliul Local Hațeg, este format din 17 membri, 8 PSD, 9 PNL. A, deci stăți la limit, acolo, la bază. Da, da, da. Așa. Desigur, datorită acestei probleme, deși noi, în nicio ședință de Consiliu, ce a fost benefic pentru orașul Hațeg, toate proiectele le-am votat fără nicio problemă. Da, deci n-ați fost din aia să puneți bățea roată. Nu. În schimb, au mai existat anumite divergențe, într-adevăr, legate de schimburi de terenuri, de... Ce schimburi mai... de terenuri? Dar spuneți-mi lucrurilor, domnul Sorin, ce schimburi de terenuri? Schimburi de terenuri prin care noi nu am fost de acord. Între o societate comercială, nu, vă dau nume, și primăria orașului Hațeg, la care noi am spus foarte clar. Acea societate comercială o să deschidă în instanță un proces. Așa. Da? Iar dacă câștigă, primăria este obligată să-i pună la dispoziție acele terenuri. Dar nu noi. Pentru că noi, din perioada 90, da, de la Revoluție, până în prezent, sunt 30 de ani. Așa. Păi, eu știu cum au fost luate acele terenuri și, printr-o simplă ședință de Consiliu, noi le dăm înapoi. A, deci vorba păi, de niște terenuri. O instanță, da, aflate în să ceară alte justificative, da, și în funcție de acele acte iau o decizie. Justiția e justiție, lege e lege, nu? Păi bun, și în spatele societății comerciale ce se află? Ceva interese politice sau cum? Că nu înțeleg. Probabil. Probabil, nu... Cine a fost inițiatorul proiectului de hotărâre? Cine a inițiat proiectul de hotărâre? Primarul orașului Hațeg. Ah. Dar la noastră în Consiliul Local sunt și consilieri care inițiază proiectul de hotărâre. Mai sunt, dar în general când am venit la diverse cu câte propunere, la următoarea ședință n-am mai apucat să depunem noi, că deja a venit domnul primar cu acel proiect. O, domnule, e bine atâta vreme cât e vorba noastră făcut, da, pentru comunitate. Da, normal. Normal este să se facă pentru oameni. Și atunci, ca să existe în Hațeg acea transparență și acea normalitate de care cetățenii orașului și a satelor aparținătoare au nevoie. Dar nu om? Nu om. Păi, dacă în momentul de față un om simplu se uită în stânga și dreapta sau un angajat al primăriei când dă mâna cu mine să nu-l vadă cineva, credeți că există? Deci, vă întreb în noastră. Da, mi se pare așa de... Și v-am spus, acestea au existat și până în 2012 când a câștigat actualul primar. Deci... Domnule, știam că am scăpat de comunism și de opresiune și nu, de... Nu. La Hațeg tot timpul... Dar nu pot să înțeleg cu aceste campanii ce se tem, au pentru fost... ce se tem. Domnul Simeon, din 2003 sunt ceva ani, da, de când sunt în politică, deși, cum spune noastră, pentru dumneavoastră sau pentru alții mai necunoscut, pentru alții cunoscut. S-au făcut multe campanii murdare, multe campanii agresive, cu amenințări, cu tot felul... Nu este normal. Adică deci, părerea mea, proiecte, da, îmi spuneți de campanii cu agresive, da, și cu inclusiv tot felul de amenințări, că de tot genul. Dar Ion, hai să este pentru mine asta, personal, mi-e se jenă, da, să pronunț astfel de cuvinte, mă înțelegeți? Dacă ce s-a întâmplat? De la ce a plecat necazul în ședința aia de Consiliul Local despre care vorbiți? De la ce a plecat? De la o singură problemă, că am avut curajul să întrebăm câți asistați social sunt în momentul de față. La Hațeg. La Hațeg. Păi și ce era așa de... Wow. Nu era nimic. Tocmai că nu era nimic. Dar de ce ați întrebat lucrul ăsta? Pentru să fii consilier trebuie să fii informat cu anumite aspecte. Aha. Și problema mai era ceva... Dar am rămas surprins pentru răspunsul care l-a dat domnul primar. Voi trebuia să știți la care ne-a spus un număr și nu era același. Pentru că eu m-am interesat. Da? Deci nici dânsul nu știa. Da, mă rog. Așa, da, și da, de la întrebarea asta a plecat supărarea? Probabil. Probabil că, cum avem... Bine, o să auziți, sunt o fel de amenințări, dacă nu terminați, mă face să mă răzgândesc, să candidez din nou, să vă fac praf în campanie cu candidatul vostru, dacă... Zice, vă fac să rămâneți chiar fără candidat? Cum? Ce înțelegeți prin asta? Nu, 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 cum?
Păi, adică orică mă omoară, orică... Doamne ferește! Păi, dar ce înseamnă? Vă fac de rămâneți fără candidat. Păi și eu mă întreb, ce înseamnă? Dar n-ați întrebat, ce înseamnă asta? Păi, cu cine să vorbești? Păi, doamne. Bun. Deci, plus a doua tură de jigniri, vă fac praf pe Facebook, Sorin, care este prietenul meu și care a fost. S-a auzit, probabil că v-am spus, o să iau o decizie și în legătură cu această înregistrare audio. Sorin, care mi-a fost, care mi-este prieten și care mi-a fost. Deci mi-este și mi-a fost, nu prea înțeleg ce vrea să zic. Nici eu n-am înțeles. Mă rog, eu n-aș vrea politica să este una, prietenia este alta. Da, politica e o femeie. Din păcate n-ar trebui să le confundăm, dar cei mulți să știți că o fac. Din păcate, v-am spus, o fac. Eu mă uit așa la dumneavoastră, nu prea am avut tangențe, nu ne-am prea intersectat până acum, dar din ce știam eu despre dumneavoastră, așa nu prea vă recunosc. Sincer, adică vă știam... un om, nu că n-ați fi acum, dar vă văd un pic revoltat și chiar vehement, aș spune eu. După 16 ani, când vezi că orașul rămâne pe loc, nu numai eu sunt revoltat, toți cetățenii orașului sunt revoltați, să înțelegem, adică nu este o nemulțumire doar a mea. Și sper la alegerile din 27 o să fie demonstrat acest lucru. Asta vom vedea. Vom discuta despre el în campania electorală. Normal. Și așa mai departe. Bun. Dar în afară de asta, cum ziceți dumneavoastră, că se teme lumea, că nu știu ce, că nu știu cum, chiar nu merge Hațegul înainte pe dezvoltare, pe lucrurile astea? Are un ritm foarte încet. Și atunci... actualul primar, indiferent de culoarea politică care o să fie, eu în momentul de față pot să spun că sunt eu. Alt contracandidat spune că este el. Deci indiferent. Da? Pentru că eu dacă am acceptat să candidez, mă rog, atunci am acceptat provocarea și spun că câștig. Nu pot să spun că doar candidez. Bineînțeles, locuitorii Hațegului și a statelor aparținătoare hotărăsc cine este cel mai bun. Dar eu spun la momentul, în momentul respectiv, că aș fi cel mai bun pentru această funcție. Acum toată lumea spune pentru asta, că și motivez de ce. Da, de ce? Un candidat care a fost în 2004-2012, l-am văzut, actuala... Atenție, să nu o dăm în campanie electorală. Nu, nu. Actuala administrație, am văzut-o, dacă ce-au declarat dânsii, am urmărit și o emisiune contra candidatului meu când a fost la dumneavoastră... Au fost mai mulți. Au fost mai mulți, da. Așa. Continuă proiectele în același ritm. Nu înțeleg pentru ce candidez. Adică nu spune, nu că... spune nimeni să nu continui, pentru că ești obligat ca și primar să continui proiectele începute de actuala administrație. Dar aici este vorba de mult, mult, mult mai multe proiecte. Două, trei proiecte, asta nu înseamnă nimic. Și dacă nu ieși? Dacă o comună vine cu 30 de proiecte, pe Hațegul? Domnul Simea, la o comună, dacă au 30 de proiecte, dumneavoastră vă dați seama, 30 de proiecte o comună. Da, foarte bine, bravo lor. Păi și Hațegul? Păi nu știu câte are. Eu vă pot spune în momentul de față, la Hațeg, de exemplu, în cadrul acestei instituții, Primăria Orașului Hațeg, nu există o echipă tehnică. Echipă tehnică. Ce face echipa asta? Se implementeze proiecte. A, să scrie. Păi cum, că zicea domnul administrator public că împreună cu echipa a făcut vreo două, trei proiecte. Din câte știu eu, am mai plecat și am mai dat demisia. Eu am spus în momentul de față. Da, corect, în momentul de față. Dar, da, parcă mi-aduc aminte. Spunea și el că doi au plecat și că în momentul de față nu mai fac, că nu mai sunt așteptam? În parametri. Ce așteptam? Să vină alegerile, nu? Bun.
Și dacă nu vin, mai așteptăm și mai așteptăm. Trec ani, exact ca și cu investiția de la Arad, tot așteptăm, așteptăm. Deci, eu zic că trebuie luate niște decizii concrete, nu, cu așteptarea nu rezolvăm nimic. Și nu pot să nu vă întreb, deci asta cu dacă lucrurile mergeau bine, HTG nu candidam, m-a dat așa un pic, mi-a stricat mie socotările de desfășurarea emisiunii. Haideți, mă mai uit și eu din când în când și acum, dacă tot sunt propus ca și candidat, mai studiez Facebook-ul, deși înainte nu eram un fan activ al Facebook-ului, a apărut o postare din cimitirul orașului Hațeg. Așa, a cui? Spre cine? Nemulțumirea, nu știu cine a postat-o, așa. Nemulțumirea mai multor oameni. Nu este posibil în anul 2020 să nu ai aleele betonate sau asfaltate, sau să nu ai asfalt măcar până la a doua poartă a cimitirului. Nu mai vorbim că mai sunt și case, și în capătul străzii de tot este o firmă care acești oameni plătesc impozit la primărie, da? Ca și unul care beneficiază de toate condițiile. Să-i lași chiar așa și de atâta timp să nu faci nimic în privința asta? Domnul Sorin, eu știu că la dumneavoastră s-au făcut așa asfaltări pe Eminescu. Dar deci... nu au fost? A, s-au refăcut? S-au refăcut, nu știu exact. Da. Mă uitam, am văzut, păi, aceeași am văzut chestie. Și eu emisiunea la un alt asfaltăm, spargem, cu... asfaltăm, da. Punem borduri, le scoatem, punem altele, punem pavele, le scoatem, punem altele. Calitatea, domnul Simeon, lasă de dorit în Hațeg. Și în general, din ce am văzut eu, nu numai în Hațeg. Dacă nu punem accent pe calitatea lucrării și să fii tot timpul acolo, să verifici, nu trebuie să aștepți să vină altcineva. Dacă oamenii te-au ales, eu zic să fii între ei, să faci ce trebuie. Pentru că dacă doar stai într-un birou și aștepți să fii salutat, să trăiți domnul primar, 4 ani trec repede. Da, e interesant ce-mi spuneți. Eu v-am ascultat, dar nu pot să vă întreb pe final de emisiune, pentru că mai avem extrem de puțin timp. Nu crei... spuneți lucruri frumoase, de la voință la putință. Credeți că și puteți să faceți, ați putea să faceți ceea ce v-ați propus, asta una la mână și doi la mână? Aveți, domnule, echipă? Avem. Că nu puteți, domnule. Organizația, Partidul Social Democrat, organizația Hațeg, are o echipă tânără, pot spune, cu oameni competenți. Ce aveți în echipă? Cu oameni asta? Doctori, ingineri, toate categoriile sociale, să știți. Nu facem discriminări, nu. Oameni competenți care au pregătirea profesională pentru a intra în această luptă. Este și normal să ai din toate categoriile sociale, nu? Da. Deci aveți. Avem. Domnule Cai, cred că am ajuns la final de emisiune. Timpul trece foarte repede, mai avem cel mult 2 minute. Ei, dacă o să mai mă invitați cu discuții pe alte teme, eventual emisiuni, dacă doriți să mai participați. O să vin și cu probe, o să vă demonstrez. Eu nu vorbesc doar să vorbesc, ce vorbesc este concret și știu ce vorbim. Bine, sunt afirmațiile noastre, până la urmă răspundeți pentru ele. Normal, normal. Mi le asum în totalitate. Văd deci un Sorin Crai dezlănțuit, ca să spun așa. Nu dezlănțuit. Eu consider... Nu, încă sau nu? Nu, este felul meu de a fi. Eu sunt același om cum am fost și până acum. Dar nu pot să fiu indiferent la problemele hațeganilor. În regulă. Mulțumim pentru prezența în studio. O să vă mai invit cu siguranță și altă dată. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag. O să accept și altă dată, cum spuneți dumneavoastră. Ce zic? Succes! Mulțumesc mult! Stimați respectatori, Sorin Crai, consilier local, în cadrul Consiliului Local Hațeg și candidat la funcția de primar al orașului Hațeg. În același timp a fost invitat emisiunii Fotoliu cu Ghim. Sunt Adrian Simon, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți cu noi în continuare, numai bine!